Bun, dragile mele, acum am ajuns și la partea a doua. Vom face capacul. Am să vă arăt o schemă, bine? Ca să vă fie mai ușor. Prima dată începem cu primul rând. În ultimul punct vom face trei picioroșe scurte. Scrieți-vă, poate, mai bine pe o hârtie și va fi mai ușor. Veți fi mai atente. La următorul, tot în același punct unde am făcut 3 piciorușe, se dublează. Deci vine 3 ori 2. Deci în fiecare 3 ochi vom face 2. Înseamnă 3 ori 2 vor fi 6. Vom adăuga. Înțelegeți? Acum 3. La al treilea rând, tot așa, vom face... Stați să mă uit cum mi spune. Dacă am avut 6 ochiuri, vom dubla. La următorul, la 4, vom face 2, după aia un ochi, după aia iară 2, după aia iară un ochi, după aia iară 2. Următorul, la 5, vom face doar câte un ochi. La fiecare. Șase, la rândul 6, vom face 2. 2 vine într-un ochi, da? Se dublează sau nu știu cum să vă explic. După aceea, câte un ochi, iară câte un ochi, iară 2, iară una, iară una și iară 2. Astea o să vă arăt pe parcurs. Următorul 7, vine tot 2. 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1 și după aceea, ultimul rând, vom avea doar 1. Deci în partea asta de sus vom închide doar cu 1. Deci, înmulțire. Unde avem 2, este înmulțire. Și unde avem unul singur, se lucră doar un ochi, câte un piciorul scurt, la câte un ochi. Da? Acum am să vă arăt la fiecare și veți vedea că va fi mult mai ușor așa. Vedeți? Acolo sunt toate înmulțiri. Haideți să începe. Vom începe cu un ochi de lanț. Fiecare îl faceți. Avem nevoie de semne. 4,5 mm. Farfecă. Și fir tip anglică. Punem croșeta. Tragem firul. Poate voi îl faceți altfel. Eu îl fac așa. Strângem și vom face ochi de lanțuri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, măsurăm, vedeți, așa măsurați, în parte din spate, așa, și în spate să vă ajungă cât de cât, da? Este bine. Deci 20 până acum.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Și urcăm încă una. Ba, nu mai urcăm, începem și lucrăm fiecare ochi. Și facem picioroșe scurte. Deci am făcut 20. Și acum lucrați fiecare ochi. Faceți câte un picioroș scurt. Până la ultimul ochi, lucrăm tot așa, picioroșe scurte. Ajungem la ultimul ochi și vom face o mulțire. Vom face 3 piciorușe scurte. Deci în ultimul ochi facem 3 piciorușe scurte. Dacă vedeți că nu vă iasă perfect, mai bine desfaceți și faceți încă o dată. Mie nu prea îmi place cum mai se vede. Voi desface un ochi. Aranjez puțin. Bun, și fac și ultimul ochi, deci 3 ochiuri. Perfect. Și acum vom face în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Până ajungeți la ultimul ochi. Vedeți? Lucrați și firul ce v-a rămas. Să nu rămână urât. Perfect. Continuăm până ajungem la ultimul ochi. Vedeți și aici este ușor. Doar în partea unde am făcut înmulțirea, acolo vom face din nou înmulțirile.
Vedeți? Se vede foarte frumos. Continuăm. Și ultimul punct este aici. Să nu uitați să lucrați totdeauna. Pentru că dacă vedeți, să luați amândouă fire, dacă nu lucrați, va rămâne urât. Bun. Voi pune ghiozdanul roz. Așa se va vedea mai bine. Vedeți? Urcăm. Ne întoarcem și continuăm în fiecare ochi cu picioarele scurte până la ultimul punct, adică nu o să fie ultimul, unde s-a făcut înmulțirea, cele trei picioarele scurte. Poate nu spun bine, dar cred că așa am înțeles că se spune înmulțire. Bine, continuăm până la punctul acela. Am ajuns la punctul unde am făcut cele trei. Întoarceți, că vedeți mai bine, numărați 1, 2, 3. Eu am să vă pun semn, ca să vă fie mai ușor. Vedeți? Astea sunt cele trei. Și vom dupla. La fiecare ochi vom face două. Deci, facem înmulțire. Scotem primul semn și facem două piciorușe scurte. 1 și 2. Continuăm. Aici va fi următorul. Tot două piciorușe scurte. Și scoatem acum și ultimul semn. Și facem tot două. Deci o să avem 6. Vedeți? Așa trebuie să rămână. Și acum vom continua cu câte un picior scurt la fiecare ochi, până la sfârșit. Până în ultimul punct. Bine? În partea rotundă totdeauna va rămâne partea rotundă și partea unde se fac înmulțirile. Partea de jos, vedeți că rămâne drept,
Acolo nu se face nicio mulțire, se urcă doar cu un ochi și se întoarce lucrarea. Dar să nu uităm să lucrăm tot timpul ultimul punct, ca să fie uniform. Continuăm cu picioarele scurte. Vedeți? Acesta este ultimul punct. Fiți atenți totdeauna să luați amândouă fire. Urcăm și întoarcem. Și continuăm cu picioarele scurte până ajungem în punctul unde am făcut înmulțirea. Vedeți, se vede foarte frumos, nu este greu, probabil că așa cum vă arăt și cu semnele, nu va fi greu deloc. Opriți, vă uitați iarăși dacă nu înțelegeți și tot așa până vă iasă. Am ajuns în aceste puncte unde s-au făcut înmulțirile, cele 6. Întoarceți lucrarea că va fi mai ușor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom pune semnele. Deci numărați încă o dată 6. Unde voi pune semnele, adică de acum acolo o să vedeți. Totdeauna de acum, aici e mai ușor, pentru că la fiecare ochi trebuie să mulțiți, să faceți 2 ochiuri. Deci în total la 6 ochiuri câte aveți, trebuie să aveți 12. 1, 2, următorul, tot 2. Deja sunt 4, următorul iar 2. Două, ar fi 6. Una, două, 8. Și mai aveți 2 ochiuri. Una, două. Și ultimul punct, aici ar fi 10. Numărați-le, deci mai lipsește 1. Două. Perfect, vedeți? Și acum continuăm cu picioarele scurte până în capăt, până la ultimul punct unde urcăm din nou și întoarcem iarăși lucrarea până ajungem din nou unde trebuie să facem înmulțirile.
Ați zis un ultimul punct, tot așa, uitați, aveți amândouă fire, terminați piciorușul scurt și urcați cu un ochi, întoarceți și continuați cu piciorușe scurte până ajungeți în punctul unde trebuie să faceți înmulțirile. Să fiți siguri, întoarceți lucrarea și vă uitați, veți putea vedea de unde ați început cu cele trei puncte, mijlocul. Întoarceți, vă uitați încă o dată, vedeți? Acolo vor fi punctele. Le puteți și număra ochiurile și așa veți ști. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... nu știu dacă am numărat bine. Da. Uitați-vă pe mijloc normal și acolo veți pune semnul. Acolo vom face mulțire. Un ochi vom lăsa liber. Iar un ochi vom lăsa liber. Unde vă pun semnele, acolo va trebui să faceți mulțire. Deci veți face două piciorușe scurte în acel ochi. Și unde nu aveți semn, vă vor fi doar un picioruș scurt. Deci avem 2, 4, 5, unde veți face înmulțire, plus acest ochi, unde veți face tot înmulțire. Deci 2. 1, 2 piciorușe scurte. 2. În următorul vă facem doar 1. Așa. Scoatem semnul și vom face 2. Deci, da. Următorul e simplu, unul singur. Următorul scoatem semnul, facem două. Două piciorușe scurte, da? În același ochi. Următorul ochi va fi doar un picioruș scurt. Continuăm, scoatem semnul, vom face tot așa două piciorușe scurte. Veți vedea că e mult mai ușor așa. Urmează un picioruș scurt în următorul ochi. Și acum facem două piciorușe scurte, scoatem semnul și continuăm cu două. Vedeți? Nu este deloc complicat. 1 și 2. Și acum continuăm cu câte un picioruș scurt până ajungem. Controlați-vă totdeauna, întoarceți și vedeți. Veți putea vedea cu ochiul liber. Deci da, este bine. Numărați-le eventual. Deci 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Și acum continuați cu piciorușe scurte până ajungeți în capăt, unde urcați iarăși un ochi și întoarceți lucrarea și continuați până ajungeți unde se fac înmulțirile. Deci au fost 5 înmulțiri. 5 ori 2. Bun. Acum continuați.
cu picerușe scurte în fiecare ochi. Câte un piciorul scurt. Am să vă urc săptămâna aceasta și tutorialul de la Ceanta Roz. Este puțin mai complicat, dar nu este greu de făcut. Pentru cele care deja au puțină experiență, le va fi ușor. Sper că am putut să vă explic destul de bine și vă va fi mai ușor. Și săptămâna ce vine, nu știu, vom vedea. În funcție de cum îmi cer și restul de fete la care vor tutorialul. Bine? Ajungem și în ultimul punct, luăm amândouă fire, facem piciorușul scurt și urcăm cu un ochi și întoarcem lucrarea și continuăm. Vedeți? Aici este jumătatea. Așa vă puteți controla. Întoarceți, aici se vede mai clar. Dacă credeți că nu vă descurcați, puneți ceva. Da. Acum, acest rând va fi în fiecare ochi. Vom face doar câte un piciorul scurt. Deci aici nu aveți nevoie să mulțiți. Și continuați până în capăt cu piciorușe scurte, câte unul în fiecare ochi. Bine? Până ajungeți la ultimul punct, după care știți, urcați un ochi și întoarceți lucrarea. Și continuați până ajungeți unde se fac mulțirile. Nu vă faceți griji dacă nu este drept, așa cum v-am spus la început. Când terminați, cel puțin eu așa am făcut, puneți o cârpă sau ceva mai fin peste și luați fierul de călcat și puteți să-i dați o mână, două. Eu l-am pus pe lână ca să nu ardă prea tare și după care l-am lăsat o jumătate de oră și rămâne chiar foarte bine. Într-adevăr, arată mai bine și lucrarea.
Ultimul punct. Urcăm și întoarcem. Și continuăm. Așa, controlați-vă jumătatea ca să vedeți dacă mai aveți sau nu. Vedeți? Așa cum am spus, dacă credeți că nu vedeți așa, puneți-vă ceva. Voi începe să iau semnele. Deci unde pun semnele, se face mulțire. Fiecare ochi câte două. Și acum vom face două, una. Una, doi, și tot așa. Calculați, una, două ochiuri rămân, se face câte un ochi, câte un piciorul scurt la fiecare ochi. Unde sunt semnele, vor fi două piciorușe scurte. Numărați una, două, punem semnul, lăsăm una, două, punem semnul. Mai bine numărați mai multe ori, una, două, puneți semnul. Nu iasă totdeauna perfect, să știți, dar cam așa ar trebui să fie. Dacă vă știți altfel, puteți face cum credeți fiecare, cum gândește și crede că este bine. Unde aveți semnele, se face înmulțire, da? Deci vom face două. În total avem 7 semne, în care vom face câte două piciorușe scurte. Restul câte una. Începem să scoatem semnele și facem două piciorușe scurte. Scoatem semnul. Și facem două piciorușe scurte. Câte un picioruș scurt. Scoatem semnul. Facem două piciorușe scurte. Câte unu. Vedeți? Așa trebuie să arate. Două. Punem semnul înapoi pentru că mi-a căzut, dar nu, în cazul să nu mai pun, dar să știți. Două. După care vine unu. Unu. Vedeți? Așa arată. Arată bine. Și acum vă uitați încă o dată. Deci acolo mai trebuie o înmulțire. Uitați și așa să fiți sigure.
faceți în locul greșit înmulțirea, nu va mai fi rotund și se va vedea urât. Deci acolo vine încă o mulțire. Da. Ca să se vadă bine și să fie egal în amândouă părți. Bun, și acum continuăm cu piciorușe scurte în fiecare ochi până la sfârșit, după care urcați cu un ochi, întoarceți până ajungeți iară din nou în același punct unde facem înmulțirile. Vedeți? Bun, începem să controlăm, să vedem dacă suntem în același punct. Vedeți? Întorceți, vă uitați din nou. Mie mai lipsește un ochi. Adică, da, un ochi să fac piciorul scurt. Vedeți, puteți spune așa, dacă nu. Sau, nu știu, în linia eventual să aveți. Dar se vede și la ochiul liber. Sau cu croșetă. Bun, voi lua semnele și voi începe să pun. Deci în primul vor fi două piciorușe scurte, după care numărați una, două, trei. La al patrulea puneți semnul, acolo va fi mulțire din nou. Numărați din nou, 1, 2, 3, al patrulea, punem semnul, numărăm,
Dacă nu aveți semne, 1, 2, 3, puteți pune agrafe de păr, de exemplu. 1, 2, 3. Al patrulea punem semnul, tot așa, 1, 2, 3. Al patrulea puneți semnul. Numărați încă o dată dacă nu sunteți sigure. Perfect. Vedeți, și așa știți unde aveți semnele, trebuie să faceți înmulțirea. Vă mai uitați încă o dată, controlați. Nu totdeauna va fi perfect, deci în aceeași linie. Dacă puțin este unul mai sus sau mai... nu contează. Adică veți vedea după aia, dacă... Vedeți, am să scot semnul și voi face de acolo înmulțirea ca să fie bine. Mă voi da încă o dată să fiu sigură. Haideți să începem. Deci, în următorul vom face înmulțirea. 1. Două picioare scurte. Urmează câte una. 2. Și al treilea picioare scurt. Scoatem semnul. Facem 2. 1 și 2. Continuăm. 1, 2 și 3. Vedeți, așa este mult mai ușor cu semnele, nu vă pierdeți. Faceți înmulțire acum. Ați făcut înmulțire și acum faceți câte una în fiecare ochi. Continuăm, scoatem semnul și facem două. Și dau. 1. 1. Și 1. Scoatem semnul. Facem înmulțire. După care facem cât un ochi. Cât un picior scurt în fiecare ochi. Perfect. Și aici mai urmează să facem încă o mulțire. După care urmează piciorușe scurte în fiecare ochi. Până la ultimul. După care știți, urcați și întoarceți lucrarea. Următorul rând va fi ultimul și va fi doar câte un ochi. Câte un picioruș scurt la fiecare ochi. Deci este simplu.
Ne vom uita să vedem dacă este bine sau mai este nevoie. Așa puteți controla. Vă uitați să fie în amândouă părți să vă ajungă, dar nu ajunge, deci ne mai trebuie un curând. Să mă mai uit încă o dată. Nu ajunge, ne mai trebuie un rând. Uitați, partea aia se vede. Deci trebuie să acopere amândouă colțuri. Deci aici rămâne gol. Aici este bine, dar în partea cealaltă nu. Deci continuăm. Așa cum v-am spus, în fiecare ochi vom lucra doar câte un piciorul scurt. Deci continuați așa până în ultimul punct. Dacă vreți să mai controlați, dar n-are rost. Câte un singur, piciorul scurt la fiecare ochi.
Am ajuns și la ultimul punct, vedeți? Așa arată capacul nostru, sau cum vreți să-i spuneți. Ne vom uita încă o dată să vedem dacă este bine. Bun. Vedeți? Ajunge în amândouă părți. Arată bine. Dacă vreți să-l faceți mai scurt, trageți mai mult aici în spate. Vedeți? Lateralele sunt bine. Întindeți chiar foarte puțin. Este perfect. Deci putem închide. Așa va arăta. Să vedem dacă puteți vedea bine. Da. Acum am să vă arăt cum vom închide partea din spate. Bun. Vom urca cu un ochi. Și acum în fiecare punct vom închide partea asta, în fiecare punct unde este gaura, vom face câte un picior scurt. Este ușor. Începem cu primul. Următorul. Vedeți unde este gaura? Acolo faceți. Nu trageți foarte tare de fir. Încercați să faceți să fie la aceeași înălțime, vedeți? Să nu fie unul mai scurt, unul mai lung. Fiecare gaură se lucrează, se face câte un picior scurt. Ajungem și la ultimul punct. Lucrați și acest ochi. După care vom închide cu pas alunecat. Urcăm un ochi, vedeți? Și ca să se vadă frumos și închidem cu pas alunecat. Așa se vede. Partea asta va fi prinsă în partea din spate. Dacă vreți, puteți face și toată partea asta, toată cu pas alunecat. Eu am să vă arăt pentru că așa am făcut și modelul celălalt de geantă.
Deocamdată vă arăt așa cum e, simplu, după care am să pun alt video și vă voi arăta cum să faceți toată partea să fie diferită, iarăși, capacul. Bun. Acum vom fixa, vă așezați bine, vă uitați să fie în colțuri, peste tot mărimea, să vă alegeți dacă vreți mai lungă, mai scurtă. Bine? Și vă luați, eu îmi iau semnele și mi le fixez și mă ajut și cu croșetele. Îmi cer scuze dacă nu se vede perfect. Mi-a fost destul de greu cu camera, pentru că nu găseam o poziție în care să puteți să și vedeți călumea. Și acum ce fac? Fixez semnele ca să-mi fie mai ușor după aia să croșetez. Mă uit să fie cam la aceeași linie. Cam. Adică trebuie să fie la aceeași linie pentru că se va vedea urât. Așa. Următorul pas voi pune una și aici. Lateral. Așa, vedeți? Așa arăta diferit, vedeți? Un alt fel de model. Dacă observați aici la capac, eu am făcut cu pas alunecat. Colțul. Se vede diferit. Bun. Asta am să vă arăt pe un alt video dacă vreți să faceți capacul diferit. Ce mai puteți face? Bun. Haideți să începem să prindem. Deci așa arată, vă fixați. Nu știu dacă nu aveți semne, va fi puțin mai greu. Dar probabil cu agrafe sau cu croșete, puteți să vă faceți semnele. Vedeți, puneți-vă și ca să vedeți, cum îi spune închizătoarea, ca să vedeți cum va veni. Apucați de sus, desfaceți puțin dacă nu din lucrare și începeți să prindeți partea din spate. Trageți firul înăuntru. Așa, voi desface puțin ca să prind. Trebuie să trageți și firul înăuntru. Și veți lucra cu pas alunecat. Eu am să mă ajut de croșete. Ca să nu-mi fugă lucrarea. Asta vă spuneam, că croșetatul în sine îl terminați, poate, în 3 ore îl terminați, dar toate chestiile astea cu fixatul durează. Deci eu acum v-am arătat pas cu pas ca să știți cum să le faceți. La următoarele tutoriale cu video, adică tutoriale cu ghiozdane, probabil că nu voi mai urca chiar totul așa detaliat. Dacă veți avea nevoie, veți intra în tutorialul acesta și vă veți uita. Dacă modelul va fi diferit de fund și ghiozdanul în sine și capacul,
Da, probabil că da. Da, de prins, de fixat, nu cred că voi mai sta să mai înregistrez și astea. Acum ați văzut cam cum trebuie și continuați și voi așa. Fixat și în partea aceasta, eu mă voi ajuta tot de o altă croșetă. Și așa trebuie să arate. Și acum ce voi face? Voi trage firul înăuntru. Pentru că am firul afară, voi tăia cam cât gândesc că îmi trebuie, să nu tăiați mai scurt, mai bine să vă fie firul mai lung, pentru că am pățit nu odată și nu de două ori, că am tăiat prea scurt. Deci lăsați firul mai lung și acum începeți să lucrați. Așa nu se poate, trebuie să trageți firul înăuntru. Ați tras firul înăuntru și lucrați cu pas alunecat. Vă ajutați și cu mâna cealaltă. Firul trebuie să fie în spate, adică în ghiozdan, cum ar veni. Și luați fiecare ochi și faceți pas alunecat. Este puțin mai greu, dar trebuie făcută și partea aceasta. Pentru mine a fost greu, pentru că aveam și camera în față. Deci, vedeți, nu săreți niciun ochi, lucrați fiecare și închideți cu pas alunecat. Ajutați-vă cu mâna cealaltă să prindeți firul. Scoatem semnul. Aveți grijă și la colț.
Vedeți, lucrați fiecare punct. Așa, după care vom urca. Este puțin mai greu, dar trebuie făcută și partea asta. Continuați. Să vă uitați totdeauna să fie drept. Să nu urcați sau să coborâți. Scoateți croșeta, uitați-vă cum ați făcut și celălalt punct, deci ați lăsat numai un ochi, deci trebuie să faceți același lucru și aici. Vedeți? Trageți firul, vă ajutați și cu mâna cealaltă. Scoateți firul, pentru că ați ajuns la ultimul ochi. După cum vedeți, eu am lăsat mai multe, pentru că am să vă arăt mai încolo la următorul tutorial, cum vreau să-i fac încă forma la capac. Așa, pentru că eu am desfăcut de două ori capacul și am făcut și o altă formă. Și am făcut și poza, după care am făcut-o și simplu, să vedeți și voi cum e centuțele astea care v-a tot plăcut, doar simplă. Vedeți, așa va rămâne, partea astea amândouă trebuie strânse, să acopere capacul. Se vede foarte frumos, vedeți, este simplu, este frumos. Bun, firul acesta iară trebuie tras înăuntru. După care trebuie să ascundeți firul. Așa cum v-am arătat la ghiozdan, adică la partea de la geantă, ascundeți firul. Eu am să-l las pentru că voi mai lucra pentru altceva. Pentru capacul. Uitați aici în imagine, se vede capacul diferit. Vedeți, l-am făcut alt stil. Ca o geantă. Aici nu-i mai ghiozdan. Pentru că are și mânerele diferite și i-am pus și lanțul. Aici aveți ghiozdanul galben și cel roz ce l-am făcut. Ghiozdanul galben, după cum vedeți, se și vede în imagine, este mult mai mare. Acum voi face șnurul. După cum vedeți în imagine, e foarte... Eu am mai fost croșetat cu firul acesta și cum nu mi-a ajuns comanda,
Am spus că am desfăcut ce am făcut, pentru că nu mi-a plăcut cum a ieșit, dar am făcut o geantă mare pentru cărucior. Și nu l-am folosit pentru că era destul de greu. Și dacă mai pui și lucruri în el, ghiozdanul l-am cântărit, are numai un kilogram, deci nu cântărește. Deci închipuiți-vă că eu mi-am făcut geantă foarte mare. Deci era chiar tare grea. Și chiar mă gândeam, zic, între că am copilul în brațe și mai duc și geanta asta și mai are și lucruri în ea, păi o să mă doară spatele. Aici se vede că e foarte creț, sau cum să vă spun, că nu-i uniformat. Uitați-vă cum a ieșit ciucurile la cel galben, că se vede. Eu ce am făcut, aici încă nu, la următorul poate se vede. Nu știu dacă când am finalizat geanta se vede tot cu ciucurile așa sau nu. M-am pus și am călcat și a rămas foarte frumos, exact ca cel galben. Deci, numai să aveți grijă să nu puneți fierul de călcat direct pe el. Acum, sunt o grămadă de tutoriale cu ciucurile, cum vrei să faceți, dacă forme diferite. Eu vă arăt, m-am grăbit cât mai simplu, ca să vedeți cum îl fac eu. Dacă aveți timp, stați frumos de el, le aranjați. Eu mă grăbeam să ajung și la copil, să pun și videoul. Și cu mâncare și cu curățenie, știți cum e. Acesta nu este perfect. Am să vă fac eu un alt tutorial și presupun că atunci când voi avea un puțin timp mai liber, am să vi-l arăt cum trebuie. Este clar că se vede clar că nu e perfect. Deci, astea sunt toate detalii care iau o grămadă de timp. Aici ascundeți sau puteți tăia firul cum vreți, eu l-am ascuns. Așa să nu se vadă. Aici iar tai să fie uniform. Vedeți, se vede la geantă că este total alt model. Deci partea de jos a rămas ghiozdanul la fel, doar capacul am schimbat. I-am făcut alt model.
Același, adică modelul ce l-avea plus încă i-am mai adăugat. Vedeți, așa am făcut. Mai puteți alege să-l puneți sau să nu-i puneți, cum credeți. Dacă vi se pare că e bine, că e frumos, că vă place, îi puneți, dacă nu, nu. Mie mi se pare că arată bine, dar în cazul acesta nu-mi place cum arată. Pentru că nu-i călcat. Vedeți diferență mare de cum arată cel roz și cum arată acesta. Acum vom face cordonul sau cum să vă spun. Din spate de la ghiozdan. Unu. Doi. Luăm firul, rămânem cu două peac, trebuie să rămânem cu, vedeți, 1. Întoarcem, acolo unde aveți umflătura aia, luați firul, iar luăm fir, rămânem cu două, vedeți, și trebuie lucrate, rămâi cu una. Se întoarce, acum avem două, tot timpul trebuie lucrate cele două. Treceți prin cele două. Rămâneți cu una, iar rămâneți cu două și lucrați și cele două. Și așa continuați, tot întoarceți, lucrați cele două fire, rămâneți iară cu două pe ac, uitați, mi s-a dus și de pe unghi. Cer scuze. Deci lucrăm cele două, rămânem iară cu două, iar lucrăm, nu strângeți, aici strângeam și chiar destul de greu am lucrat, încercați să lăsați cât mai lejer. Două. Și două. Întoarceți și continuați. Tot așa. Până obțineți mărimea pe care vreți. Trebuie să fie mai lungă pentru că e și mânerul. Toarta. Eu am făcut acesta pentru ghiozdan și v-am făcut și separat ca să vedeți că se poate face și ca geantă. Deci modelul acesta îl puteți folosi și doar geantă sau ghiozdan. Pentru că să lăsați amândouă, în primul rând dacă e ca geantă, torta de la ghiozdan deja te deranjează. Pentru că la mine e cusut, dar se poate face și separat. Doar ca să le prinzi toarta. Deci dacă vrei să o pui ca ghiozdan, să le prinzi, da, este opțiune și asta. Le puneți pe inele, eventual, sau pe nu știu cum le spune, cred că carabiniere sau ceva de genul. Inelele acelea speciale. Și o idee bună și aceasta. Vedeți, continuați tot așa. Vedeți? Așa arată.
bine. Vă măsurați și în funcție de cât credeți că v-ar trebui, croșetați-vă. Așa arată, vedeți, eu mi l-am fixat, vedeți, cu semnele și jos și acum urmează să le cos. Partea asta o vă voi lăsa pe dumneavoastră să le faceți. Bun, nu mai urmează numai doar să le coaseți sau să le prindeți, nu știu cum vreți să-i spuneți. Vedeți, aici deja i-am călcat ciucurele, arată mult mai bine. Deci, acesta este ghiozdanul nostru. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut, lăsați comentariile. Vedeți? Faceți până acolo, partea de jos, prindeți. Și asta este tot. Și este gata și ghiozdanul nostru. Și arată foarte bine. O puteți folosi, uitați, ca geantă. Mi-e place foarte mult ca geantă. Partea de sus ar trebui să-i lăsați mânerele și eventual, dacă nu vreți să o folosiți ca ghiozdan, poate ar fi bine să le prindeți separat cu un inel. Eu cred că așa voi face și o data viitoare. Vedeți, arată foarte bine. Sper că v-am putut ajuta. Mă bucur mult că am putut face și acest tutorial. Vă aștept la următorul și să aveți multă sănătate. Tot ce e mai bine și să croșetați cu spor. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție.